peste 50 de români au murit în acest sezon din cauza gripei, dar Ministerul Sănătății încă nu declară epidemie. Alexandru Rafil a anunțat că numărul cazurilor va scădea curând, așa că va fi instituită doar o stare de alertă. Cu toate acestea, spitalele sunt pline de pacienți, iar medicii spun că sunt depășiți de situație. Peste 133.000 de cazuri noi de infecții respiratorii au fost înregistrate în această săptămână în toată țara. În ciuda cifrelor alarmante, ministerul a decis că nu e cazul să declare epidemie. Nu se instituie niciun fel de restricții. Nu are legătură cu pregătirea sistemului de sănătate pentru număr mai mare de infecții respiratorii, încât să putem să asigurăm toate resursele necesare. Potrivit autorităților, se preconizează ca numărul cazurilor de gripă să scadă până la finalul lunii februarie. Până atunci, camerele de gardă din spitale sunt pline. Atunci am fost la medic de revelion, la urgență. Ce simptome ați? Ca și acum. Tusă. Și nasul în fund. Pe acești clujeni am găsit la spitalul de boli infecțioase. În ultimele săptămâni spun că au trecut de la o viroză la alta. Fumat în viața noastră. Și cu vaccinul luat în noiembrie. Vaccinul antigripal, că suntem bătrâni. Plus ala de COVID, de toate trei. Și tot aici suntem. Clujul are deja 1032 de cazuri de gripă de la începutul acestui sezon. Spitalul de boli infecțioase este plin și nu puțini sunt pacienții care au simptome mai ușoare și se tratează acasă. Numărul îmbolnăvirilor în oraș este în continuă creștere. Este un oraș foarte aglomerat, poluarea contează foarte mult, din păcate Clujul este foarte aglomerat și, nu știu, eu uneori mai folosesc, acum o să-mi sară toată lumea în cap, mai folosesc și masca. Chiar pentru că e recomandat în perioada asta. Exact. Spălatul pe mâini. Mă feresc, ceva normal. Purtați mască? Da. Așa trebuie. Cred că toți încercăm cât de cât sau pe cât posibil să ne ferim un pic, evităm locurile mai aglomerate. În cazul în care avem simptome, bine ar fi să și purtăm mască ca să nu dăm altora, poate mai vulnerabili decât noi, celor mici, celor mai în vârstă. Sunt tot mai multe internări în această perioadă, ceea ce îngreunează munca personalului medical. Se simte la nivel de spital. Majoritatea cazurilor care sunt spitalizate în serviciul nostru acum sunt cu diagnostic de infecție respiratorie și, așa cum am menționat, se simte în special la populația vârstnică, populația care este cu factor de risc, și la populația pediatrică. Epidemia de gripă poate duce la schimbarea regulilor din spitale. Masca va deveni obligatorie, iar vizitele ar putea fi limitate sau chiar anulate. Spitalul se aprovizionează automat cu medicamentele necesare, iar numărul de paturi va fi suplimentat pentru pacienții cu gripă. Acum chiar avem o problemă cu virozele respiratorii. Gripa este una dintre ele. Ar fi fost bine să o prevenim serios din toamnă cu vaccinul antigripal. Important este ca oamenii să nu ia medicamente după ureche. Mă tratez cu medicamente ușoare sau în cazul în care seara mi se agravează, mă duc la medicul de familie. Multe vitamine, cu fructe. Păi mă feresc, iau medicamente. Pacienții cu simptome, respectiv febră, frisoane, dureri de cap, sunt sfătuiți să meargă la medicul de familie. Acesta decide tratamentul în cazurile ușoare. Nu este indicat să așteptăm prea mult timp. Simptomele se pot agrava și atunci riscurile sunt mult mai mari. A fost potop pe o stradă din Brașov, dar nu din cauza ploilor, ci a unui muncitor care a lovit un hidrant. Bărbatul a intrat cu mașina în el și l-a rupt, iar din asfalt a apărut un jet de apă înalt de câțiva metri. Apa a țâșnit câteva ore, iar sute de mii de litri s-au scurs pe șosea. O fântână arteziană înaltă de 3 metri a apărut din senin pe o stradă din acest cartier din Brașov. Era ora 9 dimineața când compania de apă a fost anunțată că un hidrant a fost rupt. Ajunși la fața locului, angajații au aflat că de vină pentru haosul creat ar fi un șofer. Este vorba despre un hidrant care a fost rupt de către lucrătorii la electrica care executau niște lucrări în zonă. Au rupt hidrantul în urma unor manevre cu niște mașini de pietriș. A urmat o misiune contra cronometru pentru limitarea pagubelor. Ca să ajungă la robinetul de lângă hidrant, angajații companiei de apă au fost nevoiți să spargă asfaltul. La mai bine de o oră de la începerea avariei, angajații de la compania Bancă lucrează să oprească această fântână arteziană, însă marea problemă este că toată apa s-a scurs pe șosea. Pentru că temperatura exterioară era foarte scăzută, probleme au avut și șoferii. Aburii emanați au acoperit drumul cu o ceață densă. E mare, da, păi normal dacă e presiune.
pericol să înghețe tot? Păi, cum am venit acum, apa curge în jos și pe trotuar, îngheață aproape instantaneu, la minus 10 grade. Păi e pierdere, domnule, nu știu acum din buzunarele cui o să vină banii ăștia. Văd că la tot învârte acolo, dar de opri nu se oprește. Pare că știu ce fac? Nu știu. Cine o suporta pierderile? Păi cine poate să o suporte? Prostina. Tot oamenii de... Bineînțeles. Prostina, că așa e în țara asta. Apa a fost oprită în zonă vreme de 4 ore, până când specialiștii au reușit să remedieze avaria. Marea problemă este că sute de mii de litri de apă s-au pierdut în urma acestui incident. Pentru 30 de minute se pierd aproximativ 100 de metri cubi. Pierderea asta cine a făcut? Nu o suportă în niciun caz clienții, este o pierdere a companiei Apa Brașov. Reprezentanții Electrica au transmis într-un comunicat înscris că reparațiile vor fi suportate de companie. News Time se oprește aici. Sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place. La noapte cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații slabe pe arii extinse, exceptând regiunile sudice, unde acestea se vor semnala doar pe alocuri și în a doua parte a nopții. La munte va ninge, în Maramureș și în Transilvania vor predomina ninsorile, în Banat și Crișana vor fi mixte, iar în Moldova, Oltenia și Muntenia vor fi mai ales ploi ce pot favoriza izolat depunerile de polei. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări la munte, în special la altitudini mari, precum și în Moldova și în sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime se vor încadra între minus 5 și 3 grade. Mâine cerul va fi temporar noros în regiunile sudice și sud-estice, dar în restul țării va avea norări în general persistente. Vor fi intervale cu precipitații slabe sub formă de ninsoare la munte, predominant ninsori în Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei și pe arii mai restrânse, mixte în Banat și Crișana. Precipitații slabe, mai ales ploi și lapoviță, vor fi izolat și în Oltenia, Muntenia și posibil în Dobrogea. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare la munte, dar local la viteze de 40-50 de km pe oră și în estul și sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi predominant senin, temperaturile sunt în creștere și vor fi 7 grade în Călăraș, la fel și în Slobozia. În Transilvania se anunță atmosferă mohorâtă și pe alocuri va ninge slab, se vor înregistra 3 grade în Sibiu și 4 grade în Alba Iulia. În Moldova cerul va fi variabil, iar termometrele vor indica 6 grade în Galați și 5 grade în Piatra Neamț. În vestul țării cerul va fi variabil cu norări trecătoare, iar pe arii restrânse va ploua. Maxime de până la 5 grade vor fi în Reșița și 7 grade în Timișoara. În Oltenia vor fi intervale cu soare, iar mercurul din termometre urcă la 8 grade în Craiova și 9 grade în Târgu Jiu. În Dobrogea cerul va prezenta norări trecătoare, se vor înregistra 7 grade în Mangalia și 6 grade în Tulcea. În capitală cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 10 grade. La noapte cerul va fi variabil în primele ore, se va înnora treptat și în a doua parte a nopții va crește probabilitatea pentru precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie și depuneri de polei. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi de minus 2 grade. Mâine cerul va avea înnorări temporare și trecător vor fi posibile precipitații slabe, mai ales sub formă de ploaie și lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 5 grade. La munte cerul va avea înnorări temporare și va ninge slab pe arii restrânse. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare în a doua parte a intervalului, mai ales în zona înaltă a Carpaților Orientali, cu rafale în general de 60-80 de km pe oră. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.